Debutul literar al lui Mihai Eminescu. Conștiința românească a voit să dea celui mai mare poet al ei o obârșie fabuloasă, scria George Călinescu în monografia pe care i-a consacrat-o. Adevărul este că își putea urmări ascendenții vreme de două veacuri cel puțin și nu era niciun străin printre ei. A fost un copil normal care citea mult, este adevărat, dar care nu iubea școala. Nimic nu prevestea geniul. La Cernăuți l-a avut profesor pe Aron Pumnul, foarte iubit de copii, căci îi strângea uneori și bătea mingea cu ei. Avea acasă un fel de bibliotecă în limba română, din care le împrumuta cărți și le preda în chip atrăgător, mai pe ascuns, și istoria românilor. În primăvara anului 1864 sosește la Cernăuți trupa Ștefaniei Tardini. Era pentru prima oară când în oraș se jucau piese de teatru în limba română. Așa de mare a fost bucuria încât cei cu dare de mână, văzându-i pe elevi și studenții strânși în fața sălii unde jucau actorii, pândind să se poată strecura înăuntru, le plăteau intrarea ca să se bucure și ei de această sărbătoare. Foarte mulți tineri scriau piese de teatru sau versuri și își citeau unii altora creațiile. Singur, Eminescu nu voia să arate ce scrisese. O întâmplare tragică l-a făcut să-și dezvăluie aplecarea lirică. Eminescu era bibliotecar la Aron Pumnul. Când acesta a fost răpus de boală, Teodor Stefanelli, viitorul istoric și jurist, membru al Academiei Române, ajuns la casa profesorului, l-a găsit pe Eminescu plângând. Eminescu era aplecat asupra unei foi de hârtie pe care tot scria, ștergea și îndrepta. I-a citit lui Stefanelli poezia compusă sub imperiul tristeții cel cuprinsese la moartea dascălului. Peste o lună debuta în revista Familia, scoasă de Iosif Vulcan, la Pesta, și a însoțit versurile trimise cu o scrisoare în care se destăinuia că era un june de 16 ani și se oferea să trimită corespondențe din Bucovina pentru revistă. Iosif Vulcan a fost cel care, neplăcându-i numele Eminovici, l-a transformat în Eminescu. O cercetare recentă vine să demonstreze că Mihai Eminescu și-a calculat foarte atent ieșirile în public. Strategia debuturilor succesive, la mormântul lui Aron Pumnul, la Cernăuți, apoi la Pesta, în revista Familia, poezia De-aș avea și la București, la moartea principelui Știrbei, este experimentată în primul segment de activitate din anul primelor apariții și până în cel al definitivei afirmări. Am început cu George Călinescu și încheiem cu el. E adevărat că noi toți avem sentimentul intim că Eminescu este cel mai mare poet al nostru. Unii admiră pe cugetător, alții pe naționalist, alții în sfârșit pe scriitorul de limbă românească, deși toate aceste motive pot fi pe rând combătute. Fiecare prețuiește altceva în Eminescu și n-a venit încă curajosul și abilul critic care să sprijine restul. Nu știm așadar de ce prețuim pe Eminescu. Istoria românilor în 100 de momente esențiale, un proiect Radio România Regional, ediția aniversară la 100 de ani de la înfăptuirea României Mari, vă așteaptă și mâine cu un nou episod. Toate filmele le găsiți pe site-ul eualegromania.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.